Polițiștii au executat misiuni speciale pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe parcursul perioadei 12-15 august, pentru ca sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului să fie petrecută de cetățeni în liniște. Polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice și arme, explozivi și substanțe periculoase au executat misiuni specifice pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe parcursul sfârșitului de săptămână. Astfel, în perioada 12-15 august, în județul Sălaj nu au fost înregistrate evenimente deosebite, iar pe linie de siguranță rutieră a fost înregistrat un accident de circulație, în urma căruia persoanele implicate au suferit leziuni ușoare. În perioada de referință au fost constatate 20 de infracțiuni și au fost aplicate 330 de sancțiuni contravenționale în valoare de 94.255 de lei.